Ne-am întors, o să mergem din nou la colega mea, Gabi Bladin, în condițiile în care, în momentul de față, la Caracal, în acea casa ororilor, că altfel nu putem să-i spunem, doamnelor și domnilor, a fost readus criminalul. Deja cred că putem să-i spunem într-un asemenea fel. Mă refer la Gheorghe Dincă. Dacă Gabi ne aude în momentul de față, aș dori să rediscutăm cu ea, să vedem ce se întâmplă în momentul de față. Gabi? Sigur, eu vă aud și în acest moment puteți vedea chiar imagini din curtea casei lui Gheorghe Dincă. Colegul meu vă arată în acest moment și dacă se poate vedea chiar Gheorghe Dincă în aceste imagini, nu. Ceva mai devreme am reușit să-l prindem chiar pe Gheorghe Dincă în câteva cadre. Ei bine, stă și așteaptă, verifică, vede și el, se uită și el la ce fac anchetatorii, ce fac criminaliștii, cum scormonesc efectiv toată această curte. Ceva mai devreme stătea pasiv pe un jos și privea în jur, nu scotea niciun fel de cuvânt. De altfel, informațiile pe care noi le avem este că nu colaborează, astăzi nu colaborează cu criminaliștii, cu anchetatorii care au venit aici în această curte. A spus doar că ceea ce a avut de spus, a spus ieri. I-a condus, după cum bine știm, pe anchetatori acolo unde a aruncat telefonul și bijuteriile care au aparținut Alexandrei. Și iată, astăzi se dorea, să zic așa, o zi de succes, în sensul că Gheorghe Dincă în sfârșit vorbește. De aceea l-au adus criminaliștii din nou în curte pentru a indica tot ce a făcut, cum a făcut și ce se mai află practic ascuns în această curte. Nu dorește să facă acest lucru, cel puțin deocamdată. Vom vedea dacă lucrurile se schimbă pe parcurs. Cert este că în casă și ieri au fost descoperite urme de sânge. Cel mai probabil au aparținut Alexandrei, pentru că tot Gheorghe Dincă ne spunea că ar fi lovit-o pe Alexandra înainte de a o omoră. Mulțumesc.